Parlamentul Republicii Moldova. Sediu devastat în aprilie 2009 și recent renovat cu milioane. Vedem că arde lumina și ziua și noapte. Nu doar în hol, unde deocamdată știm că nu e nimeni, dar iată și pe stradă, în scoară unde s-a promis că o să facă Monumentul Libertății. Oare ce vrea să însemne asta? Că suntem o țară prosperă și că repuțin ne pasă de ecologie?